Bună seara și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi vreau să vă prezint familiile pentru anul 2024. Familiile care intră la matcă pentru reproducție. După cum am obișnuit în fiecare an, după ce le fac, postez un filmuleț. Pentru cei care sunt interesați să achiziționeze ouă pentru incubat. Familiile sunt făcute deja în ambele crescătorii. Iar anul acesta am, după cum bine știți, australorp, negru, albastru și splash. Viandot argintiu, negru, bordurat. Barneveller, auriu și argintiu. Saint-Jacques, Brahma. Viandot pitic, barat, galben. Și viandot alie mare, bovat al negru. O să luăm din partea asta. Unde este familia de australorp albastru. 5 plus 1 și aici sus o familie de Phoenix, adică o pereche de Phoenix și o găinuță comună pitică care am pus-o la cocoș deoarece îmi distrugea o singură găină. Acesta este cocoșul de Phoenix care l-am scos în 2022. Mai în față familia matură din 2020 plus puii de anul ăsta care i-am scos, am și potârnichiu sălbatic și lemon. Aici la australorp albastru, o familie mai mică, tânără, foarte tânără. Găina asta e de anul trecut numai, restul toate sunt 2023. Covoșul frumos, are două titluri de campion, 95 de puncte, 95 oare da, 95 de puncte prima participare la Cupa Banatul, la Sân Nicolau Mare, campion, și 96 de puncte la Lipova, tot campion. Aici am pus o familie mixtă, o familie formată din cocoșul de anul trecut. Cu o găină de anul trecut neagră și cu două găini, trei găini, pardon, de splash. Familia asta îi mixtă deoarece știți foarte bine că din negru cu splash, sau mă rog, cei care știți, poate nu toți știți, din negru cu splash se obține albastru. Deci este o familie din care vor fi obținuți pui atât negri cât și albaștri. Aici una dintre familiile de negru. Din 5 găini și un cocoș, după cum v-am bine obișnuit. Acolo sus am mutat în boxa aceea am cocoșul de Saint-Jacques de anul acesta. Aici sus am două puicuțe de anul acesta de Araucana. Urmează să achiziționez cocoș de Araucana pentru două familii. Acesta este un cocoș de 95 de puncte, consecutiv, în două expoziții.
aici cealaltă familie de negru. Tot așa, nu mai bag să ne trezesc acum. 5 găini și un cocoș. Cocoșul ăsta... 2 expoziții au avut și el, da? 2 expoziții consecutive de 95 de puncte. Una la Arad și una regională la Sinicolau Mare, cea de la Arad fiind județeană. Dar nu a fost campion, pentru că am avut cocoș de 96 tot al meu. O să-l vedeți și pe acela mai târziu. Aici familia de Splash. Toate ce am uitat să vă menționez, începând din capăt, de la albastru am o singură găină. Deci la albastru am o singură găină 2022. Apoi la următoarea familie am perechea de negru 2022. În rest tot negru, Splash-ul tot e 2023. Și la Splash 5 puicuțe. 5 puicuțe și cocoșul. Ia uitați că s-au trezit și negrele. Că nu sunt foarte bine obișnuite cu familiile. Aici altă familie de Phoenix. 2-1, 2020, familia bătrână. Mai departe. La Viandot. Aici am una dintre familiile de bază, și anume cocoșul campionul național de la Viandot Club 2022. Alături de 3 găini, toate 2022. Nu știu dacă mulți ați văzut, dar probabil că cei care mă urmăriți în viața de zi cu zi și pe pagina mea de Facebook, cei care nu mă urmăriți pe pagina de Facebook, o puteți face, Denis Caba, așa mă găsiți și pe Facebook. Acolo am postat și de anul acesta și anul acesta am avut succes la Viandot Club. Anul trecut am fost campion național găină la Viandot Club. Anul acesta la club am reușit să obțin un premiu foarte mult dorit de multă vreme, și anume am luat campion național pe club la colecție, la culoarea argintiu negru bordurat. Și tot anul acesta un mare succes la argintiu negru bordurat. La expoziția națională de la Romexpo am avut campion național cocoș și campion național cea mai bună colecție expusă. La fel ca și anul trecut, un an foarte bun la Viandot argintiu negru bordurat. Ca și clasare pentru această varietate și rasă, am rămas tot acolo unde mă știați, sus. Deocamdată la această culoare vă arăt doar familia asta, familiile celelalte nu o să vi le arăt în clipul ăsta. Poate o să fac un clip și cu ele, dar nu promit. Dar oricum, aceasta este familia de bază, campionul național Club Viandot 2022. Dacă doriți, tot la mine pe canal găsiți un video de la Expo Club Viandot din Sibiu. Acolo puteți să vă uitați, dacă sunteți atenți în video, o să spun unde este colecția mea, colecție cu care am și câștigat la club, să vă faceți așa o părere despre cum arată păsările alea.
sau pe pagina de, mea de Facebook, Denis Caba, fără probleme mă găsiți. Am postări și de la Expoziția Națională a României și de la Club Viandot, de peste tot. Aici o rasă nouă, dar foarte dragă nouă familiei. Și anume Barnevelder Argentiu. O rasă extraordinară. Un colorit superb, 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 superb. Ia uitați că a ieșit și cocoșul de splash afară la lumină, să-l vedeți. Încă se șicanează între ei prin gard, deoarece v-am spus, au doar 2-3 zile de când i-am băgat la găini. Bun, iar aici sus vă arat ceva și mai deosebit, și anume Barnevelder Auriu. O familie extraordinară de Barnevelder Auriu. Această rasă pentru țara noastră este foarte rară, dar și mai rar este să găsiți așa calitate. Este o linie adusă din Germania. Se și poate bine observa după cum arată păsările. Luciu verde, ce rar se găsește, desen foarte bun. Cocoș campion, 95 de puncte, campion județean. Foarte bune și argintiile, foarte bune. Bun. Iar aici în capăt, ca și ultima familie din această crescătorie, îndrăgitele mele găini, Sanjacul sau Sanjac Low Crower, adică cântec lung. După cum mie știți, v-am prezentat rasa și în anul 2022 într-un video. Aceasta este una dintre familii, mai am încă o familie în altă parte, dar nici aia nu va apărea în acest clip. O familie foarte frumoasă, formată din 6 găini și un cocoș. Am aici, deci Sanjacul este o rasă în curs de standardizare, dar care pentru o exemplare foarte bune se premiază. Am reușit anul ăsta să primesc 2 premii ale acestei rase și cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să o prezint și în Expoziția Națională a României, unde, dacă nu mă înșel, Sanjacul ca și rasă a fost prezentată pentru prima dată. O rasă în curs de standardizare, dar cu, sperăm, cu o omologare cât mai rapidă, pentru că sunt niște găini extraordinare. Cocoșii cântă foarte, foarte lung. Probabil l-ați auzit în video, când nu puteam vorbi, el era, el sau celălalt de anul acesta. Au un cântec foarte, foarte lung. Uite că a revenit și barneu. A ieșit afară. Deci, cum ziceam, auriile astea sunt tare în cântare ele. Foarte, foarte bune. Și acolo mai am niște pui de talie mai mici de argintiu. Tot barnele. Cu un colorit spectaculos. Deci cam asta ar fi familiile din această crescătorie. Dragii mei, bineînțeles că, așa cum am obișnuit în fiecare an, și anul acesta o să am ouă pentru incubat. Urmează să pun ouăle de test pentru cocoș, să mă asigur că toți cocoșii sunt fertili. Și o să pun ouă spre vânzare, probabil începând cu mijlocul lunii ianuarie voi avea disponibile. Bun, să trecem foarte rapid și în cealaltă parte.
în cealaltă crescătorie, acolo mai am și Viandot și Brahma. Bun. O să încep de aici pentru că nu mă pot abține, sincer. Aici o familie de australor. La un nivel foarte, 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 foarte înalt. Acesta, după părerea mea, și nu doar a mea, ci și arbitrilor, este cocoșul cel mai bun pe care am reușit să-l obțin în acest an, pe varietatea negru, alături de 3 găini. Avem cocoșul care nu l-am prezentat decât în 2 expoziții anul acesta, și anume expoziția națională a României, unde a obținut 95 de puncte, și expoziția județeană de la Arad, fauna ardeană, unde a avut 96, cred, nu mai țin minte exact, campion, bineînțeles. Iar... Hai, așa. Tot aici, alături de el, 3 puipuțe foarte frumoase. Uitați-o, aceasta care a coborât prima. Da, doar că acum sunt deja puțin jumulite, deoarece sunt puse deja la cuptor. Sunt puicuțele cele mai bune. Aceea pe care tocmai a cocoșit-o acum este găina de 96 de puncte consecutiv în două expoziții. Bineînțeles și campioană. Ca și un plus pentru rasa australor, am reușit să import și din Serbia anul acesta un cocoș foarte bun cu care să lucrez pentru anul următor. Într-o altă parte mai am cocoș puși de rezervă. Nu vă speriați dacă nu-i mai vedeți aici sus. Cocoșii de rezervă există. Sunt puși în altă parte. Sunt cocoși cu care voi lucra, bineînțeles. Atât pentru australor, cât și pentru viandot am cocoș de rezervă. Bun, aici o familie de viandot pitic. Un cocoș extrem de agresiv. Aceasta este și familia mea de bază pentru galben barat, aduse din Germania. Cum am spus, una dintre familii, deoarece am 4 familii acum. În partea aceea toate sunt tineret 2023. Aici am și prima familie de Brahma. Cocoșul este cocoșul campion județean la Columbia galben-negru și cu 4 găini. Aici sus mai am pus deoparte unul dintre cocoșii de viandot cu care am reprodus și anul trecut și cu care, bineînțeles, voi reproduce și anul acesta. Un cocoș din linie de Belgia. Bun. În continuare... O altă familie de viandot pitic galben barat. Familie tânără de anul acesta. Bun. O varietate cu care am început chiar anul acesta.
Și mulțumesc pe această cale bunului meu prieten Ghiță Bejera. Dacă doriți să-i vizualizați canalul de YouTube Viandot România, are niște păsări superbe, de toată lauda. El a renunțat la această varietate de culoare și fiind prieten foarte bun, mi-a dat-o mie. Mi-a dat toate păsările care le-a avut. Să iasă, că deja acum când filmez eu este destul de târziu, dar nu prea mai am când să filmez în altă zi. Cocoș de 96 de puncte, campion. Găină de 95, găină import Germania. Aceea este Germania, aceea este găină de 95, cocoșul acesta 96. Familie extraordinară, dreptă extraordinară. Nu aș vrea să iasă foarte lung video, o să vă plictisesc, dar am multe păsări până la urmă. Pentru că chiar acum a călcat-o. O altă familie de alb negru bobat. Sau cum îi zice cartea, negru bobat. Și mai am un cocoș de rezervă care este mult mai negru, cu care voi lucra. O găină deja s-a pus la somn. Ne arată posteriorul. Trebuie să fac cumva să o dezvăț pe aia să mai doarmă cuibar. Da, se rezolvă. Un cocoș extraordinar. Bun, și aici o familie de galben barat. Aici avem un cocoș foarte deschis la culoare, dar cu planuri foarte mari de viitor pentru mine. Găinuță cu o formă foarte bună și cu o culoare și un desen de galben barat rar, foarte rar întâlnit. La noi în țară nici nu cred că mai are nimeni galben barat, nu vreau să vorbesc prostii. Aici o altă familie de Brahma, terminat deschis. Vi le arat imediat. Aici am viandot pitic, dar vă arat familia, vă spun două cuvinte. Eu știu ce va ieși din această familie, va ieși galben barat de o calitate extraordinară. Aici sunt niște găinuțe galbene, import Germania, care au descendenți barați, un cocoș foarte puțin barat. Din această familie am cele mai mari așteptări ca puii de galben barat să-mi iasă deosebiți. Și cam cu asta v-am spus tot. Bun, aici familia de Brahma. Cocoș 95 de puncte, campion regional. Și de la această familie foarte mari așteptări, precum am și de la Columbia. Anul viitor avem expoziția europeană Brahma în România, un lucru cu care trebuie să ne mândrim foarte mult. Deci 65 familii, jos, 4 sus și un cocoș, 9 familii vizionate. Bun, cam asta ar fi ceea ce vreau să vă arăt deocamdată. Celelalte familii de viandot, v-am spus, nu sunt de vizionat deocamdată. Probabil în viitor vor fi. Australor negru, familia mea de suflet. Din toate păsările pe care le vedeți, veți primi ouă pentru incubat. Dar începând cu mijlocul lunii ianuarie, poate după 20,
Numărul meu de telefon este același, nu l-am schimbat, mă puteți contacta fără probleme. Precomenzile nu le iau încă de pe acum, dar cam după Revelion puteți să mă contactați și facem prenotările. O să vă rearat numărul de telefon pentru care m-a scris de data trecută. 0770726964 pentru comenzi. Vă stau la dispoziție. Așa ca și până acum. Deocamdată, ce să zic, vă mulțumesc mult pentru vizionare. Sper că nu v-am plictisit în 26 de minute cât va ieși video. Și sper că v-ați putut delecta puțin cu păstrele din Matca pentru 2024. Până la următorul video, vă mulțumesc de vizionare și vă doresc multă sănătate. Cu respect, Denis Caba, Fermă Caba.